A evoluat pe cele mai prestigioase scene din lume, dar cele mai mari emoții le are când revine la Baștină. A fost mărturia maestrului Gheorghe Mustea, compozitor academician, la inaugurarea concertului Melodii venite acasă, care a avut loc în această duminică la Casa de Cultură din Telenești. Oda pentru satul natal Mândrești a răsunat în debutul concertului la Baștina lui Gheorghe Mustea. Revenirea cu cele mai frumoase melodii, dar și cu interpreții îndrăgiți, a fost aplaudată îndelung de oameni. Este consătean de al nostru, de la Mândrești, e altarul satului, fiindcă e un om cu suflet mare, cu renume. Prin muzică transmite bucuria sufletului și iubirea față de patrie. Ar fi bine să fie mai des. Pentru copii, o bucurie, o plăcere ca să vadă un maestru, să aibă o plăcere și să devină și ei. Genericul Melodii venite acasă a fost propus de muzicologul Ion Gajim. Și poate fi mai frumos decât casa, acasă. A plecat cândva maestru Mustea de aici cu intonațiile muzicii populare pe care l-a transfigurat în muzică universală, în operă, în muzică simfonică, în muzică de cameră. Tocmai în asta constă această revenire când o readuce concetățenilor săi muzică de altă natură, muzică de talie universală. Creația mea a început când eu eram mic, mergeam pe aceste locuri care se numește Baștina mea. Și eu aș spune mai mult, patria mea, pentru că pentru mine patria este casa părintească, limba moștenită de la părinți și muzica prin care încânt neamul. Interpreții care l-au însoțit pe maestrul Mustea se regăsesc în creațiile compozitorului. Deoarece sunt aproape sufletului meu, romanțele dumnealui, așa cum zic eu, sunt balzam pe suflet și le interpretez de fiecare dată cu mare drag. La eveniment a fost lansată o nouă carte despre Gheorghe Mustea. Am încercat tot ce îl caracterizează pe Gheorghe Mustea prin creația sa să reflectăm în această lucrare. Melodii venite acasă este cel mai important eveniment cultural al anului, susțin autoritățile locale. S-a dedicat totalmente într-o valorificare a tezaurului muzicii din Republica Moldova, ori Gheorghe Mustea deja a devenit în timp un ambasador al muzicii țării noastre. Și ne bucurăm mult să-l avem astăzi într-un spectacol deosebit. Gheorghe Mustea a promis că va reveni cu un spectacol și în satul natal, Mândrești.